Bun găsit bună seara, dragii mei, la o nouă emisiune de astrologie, așa cum v-ați obișnuit iată sunt alături de dumneavoastră și am bucuria să uh, fac un lucru pe care poate alții nu nu îndrăznesc să facă. Uh, aș sunt consecventă în ceea ce am spus pentru că am fost acuzată de foarte multe, foarte, de foarte multe lucruri uh, zilele acestea, pentru că și am fost acuzată că sunt uh, Țin cu unul dintre candidații la președinție, eu vă aduc aminte că în urmă cu 9 ani vă spuneam prima oară despre președintele care va veni în 2014, există dovada, există pe internet, pe site-ul, căutați pe blogul meu și veți citi unde vorbeam despre un președinte tânăr, iar acum de ani și jumătate i-am dat și numele. Nu îl spun acum pentru că eu nu fac politică, dar atâta vreau. Uh, am marea rugăminte, măcar un minim de decență atunci când vă adresați cuiva și puneți întrebări sau acuzați de ceva fără să știți. Deci mergeți la Astrologie cu Minerva, veți găsi în cele peste 300 de materiale publicate, veți găsi și un material care vorbește despre România între uh, pre, uh, premoniție, nici, nici nu mai țin minte la cât scriu toată ziua și prezent prefer realitatea chiar așa era titlul, în care vorbeam despre acest lucru. Nu retractez, mențin ceea ce am zis și ce am și acum două săptămâni, veți vedea că cel tânăr va câștiga. Dar, lăsând asta deoparte, nu fac, repet, nu fac politică, e un soi, dacă vreți, de furie interioară pentru faptul că mi-ați adresat foarte mulți dintre dumneavoastră cuvinte jignitoare, nu cred că merit treaba asta, de câte ori au fost probleme am sărit și am ajutat nu cred că merit să face, să, să, să vorbiți așa deci repet, mergeți și căutați în urmă cu 9 ani deci materiale foarte vechi pe care le-am reeditat sunt materiale de acum 2 ani și jumătate în care am dat și numele Cine va fi acel președinte? Deci, vă rog foarte mult, nu mă mai faceți nici pe sedistă, nici pe delistă, nici pentru că nu sunt. Acum, lăsând toate astea deoparte, ne întoarcem la emisiunea noastră, pentru că, de fapt, eu am pregătit pentru dumneavoastră acele uh, previziuni care știu foarte mult, sigur că vă interesează și știu că vă și plac. Deci, perioada 16-22 noiembrie îi voi ruga, ruga pe colegii mei să ne bage genericul. Pentru că soarele este în zodia uh, scorpionului, vom începe cu uh, acest semn. Săptămâna aceasta mai este pentru că de săptămâna viitoare soarele va trece în semnul uh, săgetător și vom începe logic cu săgetătorii. Ei bine, pentru scorpioni, două care urâne succesive nu cred că sunt chiar atât de ușor de dus. Primul, între tripla conjuncție soare-saturn-venus din casa personalității și pe de o parte Neptun în casa Comunicării, iar pe de altă parte, Luna Neagră și Jupiter în Casa Studiilor, a Credinței, a Drumurilor Lungi și a Străinătății. Orice spun se voalează instant, uh, parcă s-ar voala un film, un film fotografic. Ca și cum scorpionii vorbesc de undeva dintr-un spațiu izolat, fonic, și oricât ar încerca să treacă bariera sonică, mesajul nu ajunge nicăieri. Apoi au acel feeling, acea intuiție care îi ajută să realizeze că se prăbușește o lume în jurul lor ca să se nască o alta, doar că ei nu vor mai face parte din cea, acea lume care urmează să se ridice. Este pentru prima oară după foarte mult timp când scorpionii trebuie să se recunoască învinși și să analizeze încotro vor porni. Al doilea careu? între Uranus din casa iubirii și a copiilor, dar și a speculațiilor financiare, conjuncția uh, Pluto-Marte din casa banilor munciți și parăs Fortuna din casa sharing financiar și a intimității. Posibil ca speranțele pe care și le-au pus în niște venituri sau proprietăți care să le asigure un fel de siguranță, de bază, unde să se retragă uh, sau unde să se mute să se năruiască în această săptămână, deoarece șturlbaticul Uranus îi poate da totul, dar le, poate și lua, le și poate lua totul. Mai există o configurație de tip zmeu cu focar luna activată de opoziția cu Neptun și aș spune că sunt avantajați tinerii, în special tinerele, să acceadă în locuri pe care le vizează de foarte mult timp, Poate fi vorba despre o funcție, despre altă instituție, despre un alt loc de muncă, despre un organism instituțional de anvergură. Ziua de 18 noiembrie va fi o zi uh, nu doar tensionată, dar și aducătoare de vești proaste. Eu zic că să nu-și piardă cumpătul, ci să încerce să înțeleagă unde au greșit, de s-au întors toate împotriva lor. 19 noiembrie, tinerii scorpion sunt, sau studenți ori elevi în ultimul an de liceu primesc vești importante de la instituțiile școlare din străinătate la care au aplicat și acum află cum că sunt acceptați. De asemenea, este posibil ca scorpionii nu știu cât de sensibilizați, cât mai degrabă dintr-un soi de prudență, care este caracteristica lor, vor dori să vorbească despre anumite lucruri. Oricum, nu lucrează la vedere, dar acum mai mult ca niciodată vor să arate lucruri uh, care până atunci au fost ascunse, neînțelese, neștiute. Uh, mai mult ca niciodată vor să arate că. De unde neîncrederea și reticența în foarte multe probleme pe care le, le fac. Și, de asemenea, vor vorbi despre o serie de lucruri care nu le face plăcere să vorbească, dar trebuie să facă treaba aceasta. Repet, oricum, ei nu lucrează la vedere, deci să fie atenți la zilele de 20 și 21 noiembrie, în care disputele sunt foarte active. Uh, poate Venus ce să le mai ridice mor moralul nu de alta, dar trăiesc acut ideea că cineva are probleme cu ei că tot am vorbit despre probleme atenție la cele cardiace, dar și la tensiune în special cea intracraniană Săgetător ei bine, pentru cercetători, trigonul în de foc pe care îl vor parcurge toată săptămâna care vine le aduce energia și susținerea în tot ceea ce doresc să întreprindă, în toată această perioadă legată mai ales de familii și de părinți, de propriile câștiguri, sunt mult mai siguri pe ei, mult mai atenți la ceea ce fac, au o viteză de reacție mai mare destul de multă imaginație pe axa 8-12 care îl, îl, îl implică pe Jupiter și pe Saturn, dar nu cred că este vorba despre o problemă financiară propriu-zisă, ci pentru niște cheltui privind îl, eu știu plecarea într-o altă existență a unui bunic sau doamne ferește a tatălui, asta e sunt lucruri cât se poate de lumești și de obișnuite apoi mai contribuie la starea de agitație și interioară și careul în te. Dintre nodul nord, conjuncția Marte, Pluto și Uranus, mai ales că vorbim despre emoții care vizează cariera, viitorul și familia. În ce privește banile, sugerez să nu mai trăiască cu teama că nu se vor descurca, dar nici să-și facă iluzii că îi vor spori peste noapte, peste măsură. Trebuie să existe un echilibru în tot și toate. Foarte frumos, Trigonul Minor dintre Chiron din Pești. Mercur din Scorpion și conjuncția Pluto Marte din Capricorn. Trigon care dă un parcurs social unor, uh, dă, uh, unor inițiative economice pe care săgetătorii le pregătesc de foarte mult timp. Ei bine, acum a sosit momentul să le fructifice. Mai au un trigon minor uh, interesant între Soarele Natal Jupiter, de care se apropie Junona vertiginos. Pentru cei căsătoriți, semn că finanțele partenerului de viață îi vor ajuta să materializeze mai repede ce și-au propus. Și Nodul Nord, linia destinului. Ori cu un mediator focar, cum este Cârma Destinului, este clar că ceea ce vor face are legătură într-un fel sau altul cu destinul, cu drumul de urmat în viață mai departe. Mai avem apoi o configurație de tip Zmeu, cu focarul Nodul Nord activat de Uranus din Berbec ca și cum familia este susținătoare a tot ceea ce doresc acești nativi să întreprindă în zilele următoare și care pe 19 noiembrie le poate aduce lucru pe care și-l doresc atât de mult. O înviorare a carierei lor pe 20 noiembrie, succesul, însă atenție, le poate, fi, le poate fura fața, cum spun eu, și să nu vadă pericolul care îi paș pa paște din partea uneia dintre cei mai buni prieteni vorbim despre bani, despre trădare și doare tare mult came cameleonismul. I-a sfătuit să nu mai creadă în tot felul de propuneri pe care le primesc, să fie atenți la oamenii cu care lucrează. Pe 21 noiembrie zmeul este deosebit de activ, problema este însă că săgetătorii vor trebui să găsească debușeul prin care să-și exprime calitățile creatoare și să-și desăvârșească ascensiunea profesională deoarece ne aflăm în fața unui prag al destinului. Mare parte, Marte, în aspect separant, intră într-o contradicție cu Uranus, deci mare grijă la ce se petrece în familie, cum sunt privite realizările săgetătorilor sau, mai precis, cum sunt acceptate. Ca sănătate, revin problemele cronice care țin de zona pelviană, colon, uretrite, cistite sau probleme de natură ginecologică capricorn chiar dacă pentru unii dintre ei lucrurile nu sunt așa de neplăcute, totuși afectiv sunt la pământ, au senzația că nu sunt agreați, că nici măcar cei din familie nu le sunt alături iar acum sunt nedrepți pentru că nimeni nu a suportat cu atâta stoicism și cu atâta răbdare tăcerile, senzația de trecuri printre lucruri fără o țintă anume, tabieturile lor decât familia Într-adevăr, Uranus în tranzit prin casa familiei și în funcție de tema astrală a fiecărui capricorn poate aduce o schimbare neașteptată aș, în bine, un divorț sau pur și simplu o ruptură cu unul dintre membrii familiei și aș spune că este vorba despre unul dintre părinți și motive că nu sunt înțeleși. Continua să rămână activă casa dușmanilor unde conjuncția Marte-Pluto scoate la iveală oameni pe care, care discreditează, oameni care i-au mințit, agresivitatea și impetuozitatea unora care nu îi cunosc, dar îi știu așa, din auzite. Lucruri care pentru un capricorn înseamnă foarte mult. Nodul Nord, în casa puterii, scoate în evidență odată în plus frământările interioare. Întrebări care de mult trebuiau puse, scenarii vizând munca, felul cum decurge activitatea și relația cu cei din subordine, Lucruri care ar putea să meargă și mai bine profesional dacă nu ar avea colegi prea tineri pentru gustul lor, un șef tânăr care vine și le dă toată rutina peste cap și destabilizează emoțional. În această situație, le propun fie să-și ia câteva zile libere și să plece undeva să-și încarce bateriile, fie să stea în casă pur și simplu. Pentru cei care doresc schimbarea locului de muncă, nu este un moment propice să iau o decizie în acest sens. Este posibil să fie puși în situația de a lua o decizie care să le marcheze evoluția profesională mult timp de acum înainte și cum nimic nu se face fără o analiză atentă, nici Capricornii nu vor scăpa de această etapă. Luni, 17 noiembrie, doamnele vor avea ocazia să-și ia revans, revanșa pe neașteptate. În același timp, Jupiter aflat pe axă financiară, posibil să sugereze cheltuieli legate de propria imagine, de afirmarea socială, de proiecte care implică, și în calitate de uh, lideri. Pe 18 și 19 noiembrie, lucrurile plutesc așa, într-o nebuloasă ciudată, pentru că mulți dintre ei nu realizează ce se întâmplă, sunt convinși că sunt pe cai mari, dar de fapt înoată în pe tulburi și au mai trăit acest sentiment acum vreo trei luni de zile. Când luna neagră făcea un aspect foarte, din câte am amintesc, un aspect deosebit de stresant cu casa muncii. Ei care de regulă sunt pragmatici, știu foarte bine ce au de făcut, de asta dată cad pradă propriilor vise și aici mă refer în special la cei tineri, pentru maturi viața este așezată în tipare rigide, e drept, dar sigure. Pe 20 noiembrie se adaugă și re, re, ce să, tensiunile generate de opoziția dintre Cârma Destinului, conjunctă cu Luna în tranzit și Nodul Sud, conjunct cu Uranus din Berbec. Aceasta face ca multe lucruri să se precipite și să-i lase pe Capricorn fără suflu. Le sugerez o odihnă, o detensionare interioară și astfel problemele uh, despre care aminteam uh, se vor liniști. Dacă nu, riscă ca acestea să se acutizeze și să creeze alte disensiuni. Vărsător. Nu aș putea spune că le merge rău. Eventual aș spune să nu mai fie atât de creduli. Nu este vorba despre credul, credulitatea naivilor, ci despre speranțele pe care le au legat de anumite planuri ale existenței lor și care, dacă nu sunt atenți, nu se potrivesc de nicio culoare cu realitatea. Ei sunt la lecția aprofundarea cunoștinței de sine, au o imensă cantitate de energie înmagazinată în zmeul care are ca focar conjuncția Pluto-Marte și care le exaltă imaginația și trăirile, și dau impresia că sunt cu capul în nori, dar de fapt spiritul lor vizionar anticipează viitorul mai mult sau mai puțin apropiat. Trigonul minor dintre luna tranzit pe casa contractelor și parteneriatelor. Conjuncția Marte-Pluto din Casa Subconștientului Personal și Chiron din Casa Personalității, din 16 noiembrie, sugerează mesaje din lumea subtilului, relații vis-a-vis -vis de propria personalitate, dar și față de raportarea la o anumită lume, la mediul înconjurător, le poate aduce un contract neașteptat, ca o confirmare a spiritului lor de, de, vizionar de care vorbeam și care îi poate orienta spre ascensiune spirituală fără precedent, fapt care îi va speria, îi va destabiliza emoțional, eu spun să ia lucrurile cum sunt pentru că acolo trebuie să ajungă și în direcția aceea trebuie să meargă și să facă ceea ce simt că le spune, ceea ce simt că le spune sau le transmite mai precis intuiția lor. Sfatul meu e așa, de ce spun asta? Pentru că Uranus prin disonanța cu conjuncția Marte-Pluto face ca aceste revelații sau descoperiri interioare să le blocheze comunicarea sau ceea ce spun nu este înțeles decât de o mică parte de oameni. Din potriva ar putea stârni dușmănii, controverse, respingeri din partea oamenilor care până atunci îi admirau. Pot fi acuzați de partipriuri, de coalizare cu dușmanul, arătați cu degetul, anatomizați pentru deciziile lor. Să nu se enerveze, să ia lucrurile cu calm, pentru că în câteva zile se vor liniști apele. Despre aceste schimbări vorbesc ca astrolog de mai bine de 8 ani. Iată că primele semne se vor simți acut. În, prin această desțelerie de care se produce deci această dezghiocare, de desfacere, de voalare dacă vreți, care se produce în semnul vărsătorului și parte în zodia perecheleu pe 17 noiembrie le aduce femeilor 17 noiembrie le aduce femeilor vărsători uh, o sumă de bani neașteptată numai uh, bine să poată acoperi o parte din cheltuielile pe care le au posibil chiar să discute despre eventualitatea angajării și chiar un post foarte bun. 18 și 19 noiembrie vin nu doar cu o recunoaștere a valorii lor profesionale, ci și cu o redescoperire a sinelui în contextul ideii de o lume mai bună, dar și a capacității de a-și pune în valoare pregătirea profesională și umanismul care este caracteristica de bază a acestor nativi. Doamnele care sunt în drum, atenție la micile accidente la nivelul picioarelor. 21 noiembrie este o zi foarte agitată, aglomerată cu multe drumuri, de aceea le sugerez să se înarmeze cu răbdare pentru că datorită agitației interioare pot face greșeli pe care apoi uh, va fi foarte greu să le repare sau le va lua foarte mult timp pentru treaba asta. Pești Iată alți native exaltați. De asta dată ei se, la ei se pune problema din punct de vedere mistic. Au revelații care țin de divinitate, de dumnezeire, cu o conștientizare teribilă a faptului că nimic nu rămâne în dezechilibru în univers. Lăsând de o parte ideea că somnul rațiunii zămislește monștri, reverile lor au accente universale. Simt o comunie foarte strânsă cu Dumnezeu și de aici sentimentul că ceea ce li se întâmplă unora este nu atât o pedapsă divină, cât un factor de echilibru de tipul după faptă și răsplată. În schimb, au o mare deschidere pe relația cu mediul social în care trăiesc și în cercurile de prieteni care îi susțin în ceea ce vor să facă. Au o configurație astrală foarte interesantă. O casă, dar o casă a cărei fundație parcă amenință să se prăbușească. Peștii pot avea o mare capacitate de sinteză, fapt pe care îl îl poate sugera și aspectul care pare să interacționeze, mai ales la nivel intelectual. Drept urmare, generează o mare tensiune interioară care împinge pe nativ spre credința profundă, un misticism care se înscrie, dacă nu sunt atenți, cu foarte mare ușurință pe linia bigotismului, poate și pentru că problemele lor de-a lungul vieții au fost purjate de credință. Pe de altă parte, însă, aspectul aduce și o latură originală și inventivă de sorginte uraniană, care vizează însăși credința, relația cu colegii de serviciu și cu șefii, dar mai ales componenta sănătate. Peștii tineri sunt cei care pot avea probleme de subordonare sau de acceptarea rutinei lângă oameni alături de care nu se simt bine, dar toate se suscriu lecției de viață menite să-i obișnuiască cu rutina cotidiană, dar mai ales să lucreze în colectivitate. Poate fi vorba despre, poate fi o problemă pardon, pentru acei pești care provin din familii monoparentale pentru că mama și-a asumat atât de bine rolul de tată, încât nu mai, cum se spun, nu mai vede latura că fiul sau fica au crescut, sau acele mame care au fost nevoite să preia funcția tatălui pentru că acesta era prea detașat de problemele familiei și să rezolve singure tot ce era de rezolvat? Sau consideră că mama, în calitatea pe care o are, să vadă și de educația și de casă? Ei bine, toate aceste relații sunt conștientizate săptămâna aceasta de către nativii pești, care vor fi puși în situația să decidă ce vor să facă mai departe cu viața lor. Luni și marți, pe 17 și 18 noiembrie, vor prima activitățile profesionale, grija pentru carieră, vor înțelege că în afară de Dumnezeu și pe pământ pot avea protectori, oameni care îi prețuiesc pentru ceea ce sunt și nu pentru ceea ce vor să pară. Pe 19 noiembrie aș vrea să aibă grijă cu cine intră în conflict, pentru că respectivele persoane sunt nu doar dușmănoase, dar au și o mare putere de influență la locul de muncă și ar putea călca în străchini pe 20 și 21 noiembrie artiști, pești, actori, creatori, scritori vor repurta victoria acolo unde se așteaptă mai puțin adică peste hotare Berbec ei bine, vor trebui să iau o hotărâre în ce privește evoluția lor profesională și contrar obiceiului lor de a se grăbea, grăbi să dea un răspund, răspuns, iată că acum Săptămâna aceasta se vor gândi foarte serios la ceea ce au de făcut. Nodul nord, cărma destinului, în balanță, impune de diplomație și echilibru. Chiar dacă este disonant cu conjuncția Marte-Pluto din Capricorn pe casa prieteniei. De ei depinde direcția pe care o, lua, o vor lua profesional. Și Uranus în Berbec, în casa lucrurilor ascunse, conjunc cu nodul sud, arată că prin alegerea pe care o vor face pot tăia o serie de legături toxice cu trecutul. Acele stringuri care ne leagă de linia de sânge, dând o nouă turnură nu doar profesiei, ci muncii și ființei în general. Conjuncția Soare-Venus, saturn le creează probleme de înțelegere cu cei mai tineri sau îi poate pune în fața unei decizii majore vizind sănătatea unui copil sau unui părinte și nu se vor da înapoi de la nimic sau mai poate fi vorba despre moartea unui bunic de care ei au fost foarte legați și care chiar și după moarte le arată cât de mult i-au iubit prin moștenirea care le va lăsa. Atenție, moștenirea nu este una materială, cât una de suflet, ceva la care ei se vor gândi întotdeauna cu nostalgie. Un ceas, o bijuterie fină, o carte, lucruri de care țin de, de și reprezintă personalitatea uh, bunicului. Trigonul minor dintre Chiron, Mercur și conjuncția Marte-Pluto îi pun în față alegerea și, în același timp, o mare capacitate de a concretiza ceea ce aleg, opțiune profesională de care aminteam mai sus. Pe 17 noiembrie, ar putea primi invitația de a merge la un cabinet notarial și să vadă moștenirea, pe 19 și 20 le vin dinspre drumuri, soarele a trecut și el în casa noa și este posibil să vină o ofertă de muncă, fie într-o altă localitate, fie în străinătate. Nu le sugerez să accepte pe 21 noiembrie lucruri care nu țin de personalitatea lor, ci să fie mai degrabă atenți la sănătate, la sinuzite în mod special. Am terminat prima parte a previziunilor, luăm o mică pauză de publicitate și revenim cu a doua parte. Haideți să vedem ce se întâmplă cu Tauri. Uite, posibilă irascibilitate datorită opoziției cu Mercur din Scorpion în Casa Muncii, rutinei zilnice, relațiilor cu colegii și a sănătății. Taurilor nu le convine anumite discuții fără perdea, se știe că ei sunt pudici fără pereche, ba mai mult îi deranjează anumite remarci, lic remarci licențioase ale unor colegi mai sloboți la gură. Apoi se face uh, că este foarte preocupat de ce se petrece în casa parteneriatelor, dar și a discuțiilor, negocierilor pe care le poartă, contractelor pe care le vizează. Apoi, mai este și Jupiter căzut în disgrație, în disgrația soarelui natal, prins între două puncte importante. Lilith și asteroidul Ionona, la fel de disonante cu soarele lor și a spune că sunt roadele incomunicărilor proverbiale care de această dată îi va aduce pe Tauri în postura de a-și revendica dreptul la cuvânt, de a da replici usurătoare, de a face coment -ă, comentarii chiar și licențioase la adresa celor care îi incomodează. Atenție Lilith, senzația mea este că Tauri la Lilith, senzația mea este că Tauri se luptă ca să scape de temerea că doar doar vor spune vreo prostie. Numai că prostia iese fără ca ei să o poată controla. Problema este că dacă nu vor ieși la atac, nu vor ști niciodată dacă au greșit sau au gândit bine ceea ce au gândit. Trebuie să înțeleagă faptul că pe Lilith trebuie să o stăpânești conștient dacă vrei să dispară fricile interioare, fricile abisale care ne răscolesc uneori visceral. Pe urmă mai este opoziția dintre nodul nord. În casa iubirii în balanțe și Uranus tranzi prin Berbec, ca și cum au de reglat niște conturi de destin cu cei pe care îi iubesc, cu cei care îi dețin sau cel puțin cei la care țin, sau îi susțin, sau cel puțin așa spun. În sfârșit, au de lămurit cum vor proceda cu banii care li se cuvin de drept, dar care nu au mai ajuns în buzunarele lor. Cum să procedeze cu așa zi și prieteni cărora le-au împrumutat bani, iar acum nu mai știu cum să-i mai scoată de la, cap, la capăt cu ei. Poate fi vorba și despre certitudinea stabilității materiale pentru unii. Luni 17 noiembrie, Trigonul Minor, avândul ca focar pe Chiron, spune ceva despre o soluție menită să vindece o rană interioară veche și face să aibă curajul să se angajeze în proiecte menită să aducă iluminarea și, dacă vreți, liniștea interioară. Pe 18 noiembrie pot veni... Atenție cu un avort spontan pentru femeile însărcinate sau cu tulburări renale de natură hormonală, și care se, cer imperios, se, se ceară imperios mersul la medic. Zmeul care se formează pe 20 noiembrie aduce o confirmare că au depășit momente grele și că se pot orienta cu speranță spre viitor și că există o mare cantitate de energie înmagazinată în sufletele lor. Atenție la sănătate, pentru că nu doar la sănătate, trebuie să aibă grijă ce fac cu această energie, pentru că este cum o direcționează, deoarece sunt vizate domenii care țin de credință, de sănătate și de școală. Gemeni. Găleata care se configurează pe cerul astral al gemenilor este ca și cum ar dori să reverse un ocean de binefaceri, să germineze în câmpurile care țin de comunicare, creativitate, muncă, asupra relațiilor de serviciu, sămânța cunoașterii, a devoalării secretelor care stau în spatele reușitelor personale și care țin de originalitatea și capacitatea lor de a imagina scenarii, Posibile la nivelul în domeniilor amintite. Pot vorbi pe marginea aproape oricărui subiect, scritora lor este una spumoasă sau de forță, proteică, munca stă sub semnul epuizării și singularizează în peisajul creativității. De aceea, cred că singurul segment în care uh, nu cred să se producă mari schimbări rămâne cel al profesiei. Afectiv, însă, stabilitatea pentru cuplurile mature, oameni care în două decenii au învățat câte ceva unul despre celălalt. Pentru cuplurile tinere este o învălmășală de sentimente, de așteptări și de dezamăgiri. Unii nu se adaptează, alții se simt prizonieri în relație. Bine, vine și Jupiter acela din leu care le poate induce anumite trăiri mentale, imaginative la limita dintre conștient și subconștient. Este ca și cum s-ar afla la o răscruce de drumuri și trebuie să se hotărască încotro o vor lua. Nimeni nu le poate spune, însă, dacă este bine sau rău. Este ca și cum a, a, își doresc, pentru unii, luna în descreștere, poate crea tulburări care țin de modul cum știu să-și administreze propria energie, cum știu să o dozeze, să se folosească la maximum de ea. Într-o altă ordine de idei le sugerez să se bucure de zilele acestea pentru că undeva, către sfârșitul săptămânii, 20-21 noiembrie vor resimți influxurile disarmoniei dintre Uranus și Pluto de această dată combinate cu cele ale unei care un te, având ca focar soarele natal, și cred că vor fi ceva probleme legate de comunicare. Minciunică ceva, nu știu, ceva ascuns al să aibă grijă. De asemenea, atenție la ce spune Luna neagră care atinge sectorul finanțelor pentru că una vor plănui și alta se va întâmpla. Versatil cum sunt, însă vor ști să iasă din încurcătură. În perioada 17-20 noiembrie, unii discută uh, contracte, alții le semnează, majoritatea însă dorindu-și ceva mai mult decât au. Pe 18 noiembrie este posibil ca femeile să primească o ofertă pentru un nou loc de muncă sau să discute despre o angajare ori să ia parte la un interviu din care voi ieși triumfătoare. Atenție la pneumopatii. Rac. Deocamdată, deocamdată, acești nativi sunt poate cei mai stresați pentru problemele care s-au dus. Uh, poate duminică se deranjeze puțin un care un t de câteva ore între Chiron și luna tranzi și soare focar cred că este vorba despre acte care vizează casa sau locuința niște discuții care să iscă în familie vizând domeniul patrimonial nodul nord este în casa iubirii nici că se putea o poziție mai bună pentru emotivitatea racilor simt că trebuie să înceapă altceva, dar pentru a începe ceva nou trebuie mai întâi să închei cu problemele vechi este foarte greu să-i faci pe acești nativi să se despartă de ceea ce pentru ei reprezintă un anumit capitol de viață. Deoarece trecutul semnifică rădăcinile sale și ce copac, cărui copac îi place să-și taie singur rădăcinile. De, acea, de aceea, săptămâna aceasta pentru ei cred că va fi o săptămână a deciziilor. Vor să-și reorganizeze viața într-un fel, alții vor o schimbare radicală a drumului prin viață, alții raci, alți raci vor fi reorientați profesional, totul sub semnul unui Uranus tranzit, care parcă în această săptămână dorește să le sfac, satisfacă toate dorințele. Pluto aflat în Casa Muncii. Schimbă atitudinea vis-a-vis -vis de muncă și de relațiile cu colegii de serviciu, dizolvă situațiile care nu le mai erau de folos, îi face să-și imagineze uneori lucruri foarte bune, și brusc să treacă în cealaltă extremă, să-și imagineze lucruri foarte proaste. În cuplurile tinere este armonie, mai ales dacă la cârma familiei este bă bărbatul, dar ca factor de decizie femeia cu intuiția și răbdarea acesteia din urmă emoțiile exultă și racii nu că revin la gânduri mai bune ci simt că familia îi acceptă așa cum sunt și aceasta le dă siguranța interioară de care au nevoie uh, profesional nu aș spune că sunt probleme, poate doar cei care lucrează în domeniul juridic, asistenței sociale sau a terapiilor alternative să se confrunte pe 19 și pe 20 noiembrie cu stări interioare care să le amplifice teama de necunoscut dar care reprezintă, de fapt, poarta către noi teritorii emoționale și afective. Ca sănătate, îi sfătuiesc să consume lichide pentru a evita retenția de apă în organism, mai ales la nivelul picioarelor, deoarece vor trebui să meargă foarte mult săptămâna aceasta, iar ei sunt semnul cel mai predispus către așa ceva. Leu. Din start le spun să fie foarte atenți la comunicare. Mercur în Scorpion în casa comunicării îi poate face să spună lucruri pe care apoi să le regrete, dar sunt lucruri care mognesc de prea mult timp în sufletul lor ca să și tacă. Urgia care le-a mistuit sufletele, credința și speranțele în ultimele săptămâni s-a mai potolit. Din păcate, vor avea de înfruntat întrebările familiei, ale partenerilor de viață și de afaceri și implicit ale prietenilor apropiați. Pentru nativii leu care nu au probleme cu legea, ci au de parcurs o perioadă tensionată, acum o, vor avea o foarte bună susținere, zic eu, pe parte profesională, cu condiția să fie atenți la amănunte, să discute contractele atenți, să uh, proiecte, au prezență de spirit și idei, lucruri la care trebuie să fie atenți, cum spuneam, sunt amănuntele. Dacă le scapă ceva aparent, aparent uh, neimportant, să știe că de acolo li se trage. Mă refer în special la cei tineri maturi nu ar trebui să-și facă probleme pentru locul de muncă, cât ar trebui să se concentreze pe găsirea unei soluții ca să nu mai dea oameni afară de, de la muncă, să nu mai uh, reducă schema organizatorică, uh, organizatorică dacă sunt factori de decizie sau de conducere, mai ales pe 19 și pe 21 noiembrie. Uh, chiar dacă li se pare că își văd amenințați poziția socială și cariera să nu se ambaleze deoarece este doar o impresie de aceea trăiesc acut senzația că cineva are ceva cu ei lucru total neadevărat dar din când în când mai suferă și ei de mania persecuției uh, poate că toate aceste stări se datorează schimbărilor pe care Jupiter le aduce odată la 12 ani în viața lor le dă certitudinea puterii, convingerea că ei sunt centrul universului și de aici tendința de supraevaluare. Ca sănătate aș vrea, rămâne foarte sensibilă, axa cardiacă, schimbările frecvente și bruște de vreme lovesc mai ales acolo unde sunt tulburări de natură sanguină și cardiacă, deci odihnă și relaxare. Fecioara. Chiar dacă mai au unele controverse cu colegii de serviciu pentru nativi feciare, lucrurile se leagă cum nu se poate mai bine. În primul rând pe comunicare, deoarece grămada de planete, Mercur, Saturn, Soare, Venus, se împrăștie. Pluton, tranzit prin casa familiei, face să prețuiască și să conștientizeze valorile noțiunii de cămin și de familie. Și dacă nu au făcut-o până acum, o vor face de acum încolo cu siguranță. Uh și de, uh, mai ales că Marte dinamizează totul. Săptămâna este încărcată de tensiuni mai mult sau mai puțin generate de ei cât de a, generate astral. Tensiunea dintre Venus ajuns în Săgetător și Uranus conjunct cu nodul Nord din Berbec sensibilizează și vulnerabilizează axa financiară vis-a-vis -vis de viața domestică și din prea multă dragoste pentru familie se pot face greșeli. Apoi, Pluto, din Casa Familiei, poate sugera ideea că nativul conservă posibilități de expresie, capacități creatoare, fără să le facă să treacă într-un plan concret, astfel potențialul poziției să nu fie exprimat. Pluto sublinează că acestea se pot concretiza la nivel familial și că Martei va stimula mental în vederea canalizării capacităților creatoare spre casă, spre familie, spre cămin aleargă, fac, diriguie, explică ce mai sunt în vervă și dacă până mai acum câteva săptămâni pentru ele lucrurile nu prea erau clare, iată că acum se poate vorbi de o dimensiune a realității încărcate de conotații specifice în plan profesional, relațional și financiar. Unele fecioare vor dori să ofere partenerului momente de neuitat și le vor propune și romantice, ori vor pregăti o cină mai deosebită care să le strânească imaginația. Zile excelente, 19, 20 și 21 noiembrie. Planul profesional este foarte bine aspectat, aș spune că se încheie un ciclu de specializări pentru unii și începe o altă etapă profesională pentru alții sau că pur și simplu din dorința de a se ridica social, vor fi de acord să-și completeze studiile fie prin urmarea unui masterat, fie prin abordarea unui alt profil de învățământ. Cei care sunt studenți împletesc plăcutul cu utilul și se vor face remarcați pentru ingeniozitatea și soluțiile pe care le dau. Șanse mari să se apuce de învățarea unei limbi străine. He. Interesant, rămân o serie de tensiuni de rezolvat în ce privește axa financiară care cred că în zilele de 18 și 19 noiembrie le vor cam da bătăi de cap, dar le vor rezolva. Le sugerez ceva mai mult atenție la imunitate. Se pot confrunta acum cu declanșarea unor simptome care țin de mecanismul bolii autoimune, iar pe de altă parte, de unor boli. În sfârșit balanța, dacă și acești nativi și-ar rezolva problemele de comunicare, aș spune că începem, începem să ne eliberăm de stresul jocului astral care ne-a marcat pe fiecare în parte, într-un fel sau altul, mă refer la toate semnele. Cum spuneam mai acum câteva săptămâni, în balanță au traversat o perioadă controversată pentru că nici ei nu se prea înțeleg pe sine. Nu își recunosc reacțiile și este normal, atâta timp cât Marte din Capricorn, conjunct cu Pluto, îi obligă la o continuă re reconstrucție interioară. Îl simt pe Jupiter din Leu că încearcă să-i ajute, și asta este bine. Dar dacă acești nativi ar fi un pic atenți la ei, la atitudinile lor, la faptul că de multe ori vor să-și impună punctul de vedere, fără să se gândească că ar putea fi unul greșit, nu, și nu neapărat greșit, cât diferit de al celorlalți, atunci lucrurile s-ar schimba. Nu sunt a toate știutori, după cum nu sunt a toate temători sau a toate consumatori. <coughs> Voința lor denotă nesiguranță. Dacă au pățit ce pe, uh, posibil să fi pățit ceva în trecutul lor depărtat, durerea să fi fost atât de mare, încât să se fi creat un tipar psihic și întotdeauna în momentele în care vor ajunge în situații de acest tip, uh, vor acționa în consecință. Pe 17 și 19 noiembrie neînțelegeri pe fond de necomunicare deci Ajung la informații disparate, iar explicațiile pe care le, le dau în loc să-i ajută, mă pune paie pe foc. De asemenea, simt pe pielea lor răutatea unora care vor să le strice imaginea sau vor să-i contrazică în tot ceea ce fac. Totuși, vor traversa o, o săptămână destul de calmă în comparație cu cele trăite în vară, mai acum câteva săptămâni. Și este bine pentru că trebuie să iasă la, cum spun eu, la înaintare, să-și vadă de contracte, să-și vadă de muncă, să-și să cultive în continuare relațiile pe care le au. Este bine că și la locul de muncă lucrurile se vor liniști. Dacă depărtarea de familie a fost aparentă, nu același lucru se poate spune despre opțiunile lor. Multe balanțe au înțeles că serviciul este opțiunea cea mai bună și s-au orientat spre problemele de acolo. uitând de fapt, duceau acasă tot ceea ce se petrecea la locul de muncă. De aceea comunicarea cu cei dragi a fost fragmentară, de multe ori de neînțeles, nu înțelegeau de unde răceala cu care erau tratate. Iată că acum lucrurile se limpezesc, au timp să discute despre problemele personale, despre ce se întâmplă la serviciu, despre ce ar dori să facă. Cuplurile tinere îngroapă secura războiului și încearcă să se înțelagă unul pe celălalt. Cele mature duc la sfârșit ceea ce și-au propus, adică să fugă undeva, să se ascundă câteva zile departe de lumea dezlănțuită și după toată perioada asta e groaznică și tensionată pe care am parcurs-o cu toți datorită alegerilor. Financiar nu ar trebui să le fie rău, Saturn potențează din euforia și energia marțiană și banii sunt rămâiți cu chipzuință. Și oricum balanțele nu sunt cheltuitoare din file de fire, deși iubesc lucrurile frumoase. Pe de altă parte, să fie atent că vor dori să-și cumpere totuși ceva, un obiect de valoare, un obiect frumos, un obiect de rafinament și vor constata că au conturile blocate. Da, au conturile blocate pe 19 noiembrie pentru că au uitat să plătească o datorie. Nu este vorba despre o datorie la o terță persoană, ci despre datoriile la stat. Ca sănătate, durerile articulare și mai ales cele de spate îi vor chinui câteva zile, dacă nu chiar o săptămână bună. Acestea fiind spuse, am să rog pe colegii mei să ne dea genericul pentru agenda ezoterică. Știți foarte bine că astrologia face parte din marea familie a științelor ezoterice, numai că de asta dată, n-am să vorbesc despre uh, despre astrologie despre astre, am să vă vorbesc despre altceva care ține tot de acest domeniu. Este vorba despre naturopatia, pentru că naturo naturopatia și astrologia sunt două științe, sunt primele științe din lume din aceste două științe au derivat sau desprins celelalte științe. Uh, pornind de la plante, pot să vă spun că acestea au fost folosite mii de ani pentru a trata diferite boli, a câștiga înțelepciune pentru a ajuta să ne conectăm la natură. Există manuscrise de acum 2500 de ani, uh, de acum 5000 de ani, deci anul 2500 înainte de Cristos în care sunt descrise variate plante și proprietăților vin, lor de vindecare. În India, de exemplu, există aceste manuscrise vedice în care sunt menționate tratamente ale bolilor cu uh, ajutorul plantelor și a ierburilor. Uh, tot în India există temple, numeroase temple pline de manuscrise în limba sanscrită, numai că limba sanscrită este o limbă moartă și se pare că nu are cine să le traducă. Probabil că într-o bună zi se va găsi un șampoion șal sanscritei care să descifreze aceste texte, așa cum șampoion, cum spuneam mai înainte, a descifrat demotica veche, limba egipteană, pornind de la un cartuș care purtea numele Cleopatrei. Plantele au o frecvență de vibrație acordată cu corpul și cu psihicul uman. Aceste calități vibraționale ale plantelor pot ajuta la echilibrarea, vindecarea și energizarea celor șapte chakre. Vă aduceți dumneavoastră aminte că noi am mai vorbit despre chakre și uh, ele sunt, de, dacă vreți, coloana vertebrală spiritua, a spiritului uh, uman, ca să spunem așa. Componentele plantelor interacționează cu sistemul nostru energetic, îndepărtând toxinele din organism, îmbunătățind circulația sanguină și reglând nivelul de oxigen din țesuturi. Dacă am ști să folosim în mod corect ierburile, ne-am putea menține echilibrul mental, fizic și sufletesc. Ceacrele sau centrii energetici acționează ca niște mici filtre care fac legătura între corpul fizic și lumea înconjurătoare, permițând intrarea, deci circulația energiei universale uh, uh, și din câmpul energetic subtil. Părinții și grupurile sociale de care aparținem ne inoculează credința că credințe ce ajung să fie apoi depozitate în acești centri energetici gândurile altor oameni, emoțiile, proiecțiile pot sta în calea propriului nostru adevăr informații care vizează stocarea și informațiile care sunt stocate de fapt la nivelul ceacrelor ne ajută să învățăm și să ne dezvoltăm Lucrul cu aura și cu centrile energetici nervoși poate fi considerat o fermă, formă dacă vreți, de medicină preventivă. Conectarea conștientă la câmpul nostru energetic ne permite să amplificăm gândurile și emoțiile cele pozitive, dar să le și curățăm pe cele negative înainte ca ele să ne afecteze sănătatea. Fiecare ceacră ne ajută să trăim diver, diferite experiențe și haideți să vedem. Cum am putea să lucrăm pe ceacrele noastre din punct de vedere naturopat? Prima ceacră sau ceacra rădăcină sau muladara care este localizată la baza coloanei vertebrale ne conectează la pământ de unde primim nutrienții esențial pentru supraviețuire și unde se uh, deversează toxinele eliminate din corp. Una din cele mai importante lecții pe care le avem de învățat când ne aflăm în corpul fizic este cum să rămânem conectați în mod conștient la sufletul și sinele nostru spiritual în timp ce avem grijă de corpul fizic. Pentru mulți dintre noi este foarte greu să rămână ancorați, împământați dacă vreți, în treaba aceasta. Chakra de bază, muladara, nu numai că ne asigură împământarea fizică, dar ne asigură și ancorarea temporală, menținându-ne în momentul prezent. Rădăcina de păpădie ajută să rămânem conectați în mod conștient la corpurile noastre. Foarte utilă, în special în această perioadă de schimb schimbări economice care ne pot atrage în haosul lumii exterioare, rădăcina de păpădie ajută la eliminarea frustrărilor și la menținerea concentrării pe drumul pe care îl avem de urmat. Are proprietăți extraordinare în tratamentul depresiei, a problemelor de colecist, fiere în mod special, sau a hipertensiunii arteriale. Combinate cu alte rădăcinoase, morcov, cartof, păstrânac, ridic, ceapă, usturoi, rădăcina de păpădie poate avea un efect de liniștire a ceacrei întâi, muladara. Dar revenim după pauză. Am revenit, dragii mei, haideți să mergem mai departe cu cea de-a doua chakra, chakra sacrală sau svadishtana, localizată sub ombilic între cele două ovare la femei și aproape de prostate la bărbați. Conferă empatie, creativitate pură, atenție, expresia senzualității umbrită de ego și așa mai departe. Când chakra este echilibrată, există o comuniune sau dacă vreți o comunicare intimă și o intimitate excelentă cu partenerul de asemenea se trasează liniile și limitele dacă vreți ale unei sănăto relații sănătoase împiedicând empatizarea excesivă cu alții când acest centru este blocat pot apărea dezechilibre alimentare probleme ale căilor urinare și organelor genitale, dureri de cap ocazionale, febră și dezechilibre emoționale ce plante putem să folosim pentru reechilibrare? păi gălbenelele sau calendula o plantă ușor de cultivat. Consumul ceaiului din această plantă ajută la creșterea creativității în domeniile vieții, diverse domenii ale vieții. Gardenia, o plantă extrem de utilă pentru chakra sacrală. Se poate utiliza rădăcina și uleiul obținut prin presare la rece, precum și floarea, având un efect liniștitor al simțurilor, ceea ce îi conferă, conferă și statutul de plantă a fericirii. Lemnul de santal ajută la vindecarea multor forme de infecții și stimulează regenerarea celulară. Uleiul de santal se poate aplica direct pe corp înainte de a face dus sau se poate folosi în aromaterapie în casă. Coriandrul, feniculul, lemnul dulce, scorțișoara, vanilia, roșcovele, ardeiul, semințele de sunsan, semințele de chimeni sunt alte plante benefice pentru uh, ceacra a doua, sacrală. Cea de-a treia chakra, plexului solar, manipura. Este centrul puterii emoțiilor și ale controlului de sine pozitiv. Atunci când apare o situație în care ne simțim neputincioși, avem tendința să simțim o tensiune sau un nod în stomac. Oamenii care trăiesc lăsându-i pe alții sau altceva din exterior să le hotărească viața, pot ajunge la ulcere digestive în plan fizic. Majoritatea bolilor își au originea în problemele emoționale nerezolvate care încetinesc dacă vreți într-un fel sau altul curgerea energiei vitale și ne influențea, influențează astfel și regenerarea celulară. Dacă ceacra este blocată avem tendința de a ne simți nedemni că nu merităm nimic, avem o stimă autostimă sau o stimă față de noi înșine extrem de scăzută. Pentru a debloca această energie, putem să folosim lavanda, nalba mare, bergamotul sau uleiul de rozmarin. Bergamota este un fruct benefic pentru tractul digestiv, având rol de accelerare a digestiei și scăderea tensiunii din interiorul pereților intestinali. Locuitorii din zona Mediterană, mediteraneană Consideră rosmarinul o plantă esențială pentru funcțiunea optimă a stomacului și a intestinelor. În alba mare relaxează de asemenea uh, chakra a treia și scade eforturile noastre de a ne controla uh, via, uh, alimentația, dacă vreți. Relaxează mușchiul diafragmatic și ajută la normalizarea respirației. Alte plante cu, cu uh, potențial benefic asupra chakrei a treia sunt anasonul, celina, scorțișoara, lăcrimioara, menta, ghimbirul, roinița sau melisa, turmericul, chimenul și feniculul. Chakra a patra sau anahata este centrul iubirii, al compasiunii și al iertării, locul în care se găsește și se integrează energiile de la primele trei chakre, energiile joase, cu energiile înalte ale centrilor superiori. Pe măsură ce ne deschidem centrul inimii, energiile cosmice superioare și energiile telurice inferioare se întâlnesc în inimă, ies prin brațe și ajută la manifestarea sentimentelor de iubire. Echilibrul dintre energia primită și cea dată arată o chakra a inimii deschise. Cakra, când anahata este blocată ne simțim deconectați de la ceea ce ne înconjoară întâmpinăm dificultăți dacă vreți sau greutăți în a ne iubi pe noi înșine dar și în a iubi pe ceilalți la nivel fizic apar probleme de circulație periferică de lipsă de înțelegere la nivel emoțional și lipsă de devotament la nivel spiritual multe probleme legate de iubire suferință, ură, furie Gelozie, frica de trădare și de singurătate, dar și abilitatea de a ne vindeca nu doar pe noi, ci și pe ceilalți, sunt legate de chakra inimii. Măceșul, sub formă de ceai sau tinctură, poate crește încrederea în viață și ne încurajează să avem încredere în, ceea ce, în a ne asculta inima. Ajută și la întărirea în plan fizic a inimii și a vaselor de sânge. Se poate purta un săculeț cu fructe de măceșe în zona inimii, iar aceasta ajută și la conectarea persoanei la aspectele sufletești ale relațiilor și nu pe diferența de, diferențele de personalitate care crește ceea ce crește forța iubirii. Piperul de Cayenne, yasomia, trandafirul, lavanda, maioranul, busuiocul, salvia, cimbrul, coriandrul pătrunjelul sunt de asemenea benefice pentru sănătatea inimii. Chakra 5 sau chakra gâtului, vișuda, este responsabilă pentru exprimarea de sine și de comunicare. Când funcționează corect, vorbirea devine pe deplin înțelepciune și de o vibrație înaltă, ajutându-ne să ne comunicăm intențiile și stările. Cu toții ne-am simțit uneori oprimați atunci când nu ne putem spune părerea și expune adevărul nostru. Aceasta este semn de blocaj al centrului comunicării. O chakra a gâtului dezechilibrată duce la probleme de tiroidă și laringite la nivel fizic, la dependență emoțională în plan afectiv, la o gândire neclară în plan mental și la ne nesiguranță de sine la nivel spiritual. În această situație putem vorbi fără a gândi ce spune și avem probleme în a ne exprima într-un mod natural. Tot aici apar și stările de nervozitate, fricile și anxietatea. Trifoiul roșu, floarea de trifoi roșu ușurează comunicarea și exprimarea de sine. O cană din acest ceai poate debloca emoțiile și gândurile care așteaptă să fie exprimate. Când vrei să ți îmbunătățești comunicarea cu partenerul, cu copiii sau cu colegii de muncă, consumă împreună cu ei un ceai din această floare. Astfel emoțiile îngropate adânc în așteptarea cuvintelor care să le elibereze sunt puse în mișcare. Florile de trifoi roșu cresc peste tot în iarbă, în zonele de câmpie, putând fi la îndemâna oricui să le culeagă. Poți fi consumate și ca atare în salate, fie sub formă de ceaiuri și de tincturi de asemenea studii efectuate recent în multe centre medicale din lume au arătat că lămâița sau roinița sau melisa pot vindeca foarte multe afecțiuni inclusiv cele tiroidiene eucaliptul sub formă de ulei are rolul de a decongestiona zona prin simpla îngerarea câtorva picături Podalbul sau iarba morților, menta, izma, salvia, sarea și citronela sau iarba uh, lămâioasă sau lemongras sunt de asemenea benefice pentru problemele gâtului. Chakra a cel de-al treilea ochi sau ajna, este asociată intuiției, clarviziunii și glandei pineale epifiza. Când este blocată, ne lipsește imaginația și intuiția, iar aceasta duce la incapacitatea de a lua o hotărâre, dar și la autodezamăgire. În plan fizic, blocajele la acest nivel pot duce la probleme de ochi sau de urechi, dureri de cap, migrene, insomnie și chiar coșmaruri. Menta, iasomia și silurul sau floarea ochilor sunt plante care ajută la deschiderea celui de-al treilea ochi. Silurul ajută să onorăm lecțiile pe care le primim în domenii, diverse domenii ale vieții, să vedem atât partea luminoasă cât și pe cea întunecată a întregului, fiind benefică de asemenea în problemele oculare, când vorbim despre corpul fizic. Când cel de-al treilea ochi se deschide, apare tendința de a vedea totul, ceea ce poate duce la stări de confuzie și la depresie. Reînvierea emoțiilor ascunse și învățarea: să avem încredere în amintirile noastre, sunt căile de recunoaștere ale darurilor intuitive cu care ne-am născut, și transformarea întunericului suflete și al tăcerii într-un loc al luminii și al păcii duce la rafinarea percepțiilor noastre. Menta și-a dovedit utilitatea în tratamentul depresilor, migrenelor și a problemelor de memorie. De asemenea, este singura conexiune dintre minte și trup minte și corp. Asigură, pardon, conexiunea dintre minte și trup. E nu pelinul, macul, rozmarinul, lavanda. Semințele de mac ajută la energizarea și vindecarea dezechilibrelor apărute la nivelul celui de al treilea ochi. În sfârșit, chakra a șaptea, chakra coronară sau sahasrara, este localizată în creștetul capului, ne conectează la energia divină, universală, este asociată înțelepciunii, luminării și transcendenței. Când este curată și se deschide, vom simți uniunea cu Divinitatea, cu iubirea cosmică, iar frecvența noastră unică se acordează orchestrei Universului. Când centrul este blocat sau închis, suntem deconectați spiritual, trăind fără un scop sau țel în viață. În plan fizic, Pot apărea depresiile, dezechilibrele ale sistemului nervos, migrenele, amneziile, pierderile de memorie, deficitul de atenție, dislexia, incapacitatea de a citi corect, iar în cazuri extreme, paranoia sau alte afecțiuni mentale. Și aici, ca să fac o mică paranteză, să ne aducem aminte că nebunia, dacă vreți, sau schizofrenia sau Bolile care țin de sistemul mental, de tot ceea ce înseamnă sistem nervos central, nu mă refer la partea de neurologie, ci la partea de mental, se spune că sunt boli care ale spiritului. Și că întotdeauna, când te duci la medicul psihiatru sau la psiholog, du-te și întâi și la medicul de suflete, adică du-te la o biserică pentru a găsi calea de rezolvare a acestor neînțelegeți sau cum vreți să le spuneți. Florile de lavandă și de lotus ajută la deschiderea ceacrei coronare. Lavanda ne conectează zilnic la energia și înțelepciunea divină fiind de un real uh, ajutor în exercițiile de meditație. Uh, la, uh, lavanda ajută de asemenea la deschiderea acestei ceacre aliniindu-ne în astfel la energia divină în fiecare zi a vieții noastre de asemenea ne ajută să avem încredere că ghidarea pe care o primim este de cea, din, din sursă reală din ce și de la cea mai înaltă sursă inhalând ulei esențial de lavandă înainte de exercițiile de relaxare de meditație sau de yoga sau adăugând câteva picături în apa caldă în apa în care facem baie se poate ajunge la rafinarea abilităților revelatorii și de clar vedere. În plus, lavanda este extraordinară pentru curățirea și sănătatea tuturor ceacrelor. Frunzele și tulpina de lotus sunt folosite mai mult în Japonia și în China. Putem folosi plantele fie administrate intern, sub formă de prafuri și de ceaiuri, sau extern, sub formă de băi și de aromoterapie. Dar indiferent de forma de utilizare, le putem mări beneficiile conectându-ne conștient la vibrațiile lor. Iată și șa, cele șapte ceacre și plantele care le, li se adresează, este foarte important de reținut ce, acest lucru pentru că există plante care pot și ajută la deschiderea ceacr ceacrelor și la curățarea ceacrelor. Haideți să fugim repede! și la profilul ezoteric Am revenit dragii mei cu cea de treia, uh, cel de-al treilea capitol dacă vreți al emisiunii sau cel de -a treia, cea de-a treia secțiune Uh, V-am promis de data trecută când am vorbit despre Marie Blavatsky, despre cea care a înființat școala de, internațională de teozofie, că vom merge să continuăm mai departe să vedem ce a făcut după ce și-a petrecut toată tinerețea într-un val de, sau într-o într, -o, într -o succesiune, într-o avalanșă, dacă vreți, de mutări de colo-colo, de baluri și de alte cele. Undeva pe la începutul lui 1868, Blavatsky își revine, și se mută la Florența. De aici ea avea să călătorească în nordul Italiei, în Balcani și apoi în continuare prin Constantinopol către India și Tibet. Uh, mai târziu când a dat răspuns întrebării de ce a călătorit în Tibet, Blavatsky avea să spună este destul de inutil să mergi în Tibet sau în India pentru a recupera unele cunoștințe sau puterea care sunt ascunse în orice suflet omenesc. Dar acumularea de cunoștințe mai mare și puterea necesită nu numai mulți ani de studiu intensiv sub îndrumarea unui spirit creator, ci și o rezoluție că nu poate fi zdruncinată și că nu există niciun pericol uh, ca ceea ce faci trăind mulți ani în singurătate să uh, te condamne. Din potrivă. Uh. Aerul de acolo nu este otrăvit, miasmele din jurul valorii de depărtare dispar și se înfășoară, dacă vreți, foarte poetic spus, în jurul valorilor sutelor de kilometri pe care îi parcurgi și de aici probabil și faptul că atmosfera și magnetismul uman sunt clare iar uh, e pe, poate și pentru că locul în care ne ducem este locul în care sângele animalului nu a fost vărsat niciodată, probabil că dumneavoastră știți că abia acum câțiva ani uh, India a adoptat o lege prin care va, uh, vacile, deci cornutele nu mai au voie, nu mai sunt considerate sacre, deci a creat le-au creat multe neajunsuri și pe calea cum să spun, civilizării dacă vreți, pentru că dacă eram în trafic și trecea o turmă de vaci sau trecea o vacă așa gale, mai ronțea și câte o floare și mai venea și ei cheful să se hodine și să așeza în mijlocul drumului, trebuia să stai să aștepți până se plictisea, se ridica și pleca ca să poți să să-ți continui drumul. Deci aici surprinde foarte bine uh, Marie Blavatski Situația din Tibet. Potrivit biografilor, Marie Blavatsky s-a dus la mănăstirea Tarsin Hunpo, aproape de Shigatse. Este o, o, o mănăstire pe care și eu am avut ocazia. Am avut norocul să trec prin ea când am fost în această excursie care viza locurile sacre din Tibet Cartea Vocea Tăcerii publicată la cererea lui Tubten Choikiniyama al nouluia Panchan Lama o să vă vorbesc o dată și despre această structurare despre Dalai Lama și despre Panchan Lama e foarte interesant, există două funcții diferite, dar care pune la același nivel două entități, doi oameni. Este un studiu de budism, studiu de budism revelator pentru societatea chineză, care s-a făcut undeva la 1927, la cererea, repet, a lui Panchen Lama, pentru că vreau să știe care este numărul adepților care trăiesc în Tibet. Ei bine, se spune că Blavatsky a studiat timp de câțiva ani la această mănăstire în Puno și uh, s-ar fi cunoscut cu Tempai Wangchuk, cel de-al optelea pance în lama. Blavatsky a confirmat de asemenea că a locuit și la mănăstirea uh, într-o scrisoare ea a vorbește despre un uh, templu solitar de la Tashil, unde Tashil am aproape de Shinganțe, unde ea a stat și a meditat. Silvia Cranston afirmă că în conformitate cu uh, notițele pe care Marie Blavatsky le-a lăsat vizând partea aceea de Orient, nu a fost, uh, uh, nu le-a cunoscut atunci sau nu le-a aflat atunci când a fost la Lasa în acel moment uh, ci s-ar fi aflat la Shingatse. Acum, vedeți dumneavoastră, există distanțe între aceste mănăstiri. Să știți că sunt distanțe dacă ceva distinge, prin ori, dacă vreți terenul sau dacă vreți Tibetul, care este de o... a fost locul în care... Vreau să vă spun, este locul, nu numai că a fost, este locul în care apele au o puritate și o cristalină unde n-am văzut niciunde în lume, dar există uh, munți și dar parcă este un decor din, un decor un decor de cinematografie, un decor de, de, film, un decor de scenariu în care te duci și încerci să găsești câte ceva din ceea ce a rămas în, în, în au lăsat înaintașii lor. Uh, Centrul acesta principal uh, tibetan, despre care aminteam și în care ar fi trăit și Marie Blavatsky l-ar fi vizitat și Marie Blavatsky împreună cu templul John Kang din Lașa și templul John Kang este considerat cel mai spiritual centru Marie Blavatsky a cunoscut și a ajuns să citească o serie din uh, uh, manuscrisele existente acolo ce m-a șocat pe mine e, avea, am crezut că este vorba despre manuscris pe foaie de banan, cum se întâmplă în Thailanda, unde, cum există în Thailanda, cum există în uh, Malaezia, e bine, vreau să vă spun că toată cunoștința Tibetului este înscrisă pe niște lame de os sau de lemn, cam 30 de centimetri mărime și trebuie să vă închipuiți o carte ca o succesiune de lemne și care se citesc dându-se așa, de o parte. Le ei citește o lamelă din aia, o dai deoparte, citește o lamelă de aceea, o dai deoparte. Uh, Blavatsky a trăit aici în Tibet și uh, uh, pancian Lama i-a fost unul dintre dacă vreți de prof unul dintre profesori, unul dintre inițiatori în tainele uh, a ceea ce înseamnă uh, uh, nu budi atât budismul cât uh, știința iluminării este o știință ca și uh, oricare alta se referă la capacitatea noastră interioară de a transcede și de a vedea lucrurile uh, în dimensiune uh, spirituală și nu în dimensiunea uh, pur pământească. Ea uh, a început să studieze textele undeva prin uh, Uh, 1927 împreună cu Walter Evans Vance doctrina secretă, au început să studieze doctrina secretă prin traducerea cărții tibetane a morților ca o comparație cu uh, uh, sensul ezoteric de 40 de 9 zile de bardo este vorba despre uh, ritualul de înmormântare de la ei este foarte interesant promit că o să vi revin cu informații și cu detalii care vizează Tibetul, dar Blavatsky se va întoarce din Orientul Mijlociu după ce va vizita Cipru și Grecia în 1871 vizitează Egiptul se decide să fondeze societatea spiritistă o societate care viza studiarea, studierea fenomenelor paranormale astfel apare societatea de teozofie a doamnei Marii Blavatski. Cam asta au mai fost de spus despre Marii Blavatski. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare și ce să vă spun, o, un sfârșit de săptămână frumos sau dacă nu e frumos, faceți-l dumneavoastră să fie frumos. Faceți-l dumneavoastră să fie frumos. Vă am noapte bună. Pa, pa!